Bun, salut, alături tuturor, eu sunt Horizon și bine v-am găsit la un episod. În acest episod, după cum poate vrea, suntem pe Brawl Stars și astăzi vreau să testez nouă skin pe Sprout. Skin-ul costă 150 de gemuri, e Lunar Sprout, am putea să zic cum se cheamă skin-ul, nu-i problemă. Și am văzut că are custom brawler model și custom effects, deci hai să vedem și noi care e faza cu hit-ul. Hit-ul văd că face un asteroid cu o rachetă în el sau ceva de genul. Și când explodează face un asteroid gen care explodează, adică altă parte. Așa, și hai să vedem și supera, să facem supera. Să dăm și noi supera, să vedem ce și cum. What? Ați auzit și pe asta, nu? Când am dat supera, au apărut acești bolovan, să zicem. Și a făcut același sunet ca și cum ar fi apărut la default fișurile. Adică, what the fuck? Da, custom brawler reflex, dar custom sound nema, hai că da. Eu nu-mi explic, sunt niște antene, for fuck's sake, niște antene satelit sau niște stații, nu știu ce era cu sarea, dar de ce ar face sunete de vrăbi, dude. What the fuck, nu înțeleg, chiar nu înțeleg, deci dacă vedeți clipul ăsta și... Voi știți care e treaba cu această superă? Să-mi spuneți-mi, pentru că eu nu înțeleg. Alarma, de ce ar face o alarmă ca o pasăre? Adică, what the fuck, dude? Nu știu, voi să-mi spuneți în comentarii de ce credeți că ar fi lăsat Supercell acele sunete default la acest skin mirobolant de 100 de gemuri, 150 chiar. De ce, dude, de ce? Ai adăugat custom brawler model și custom effects, dar sunetele ai uitat să modifici, adică what the fuck? Mergea așa acolo niște sunete, nu? Astea sunete cosmice, nu? În spațiu. Dacă totuși sunt niște asteroizi, să zicem, putea să facă și ei un sunet de asteroid care explodează sau som și nu știu. Orice altceva. Sunet de extraterestru, gen, what the fuck? Există, nu știu. Sunete, dar nu de păsări, că nu știu, n-are niciun sens, ești nebun, ești... Mintea mea super al Lunar Sprout n-are niciun sens, ești nebun. Trecând peste acest mic bug, să zicem, sau o greșeală minoră, adică minoră, dacă e o greșeală majoră din partea lui Supercell, skin-ul chiar arată șmecher, n-am ce să zic, skin-ul chiar e șmecher. Atât că, v-am zis, mă deranjează chestia, bine, și hit-ul, nu știu de ce e așa de... ciudat, dar să facă și ei măcar un asteroid și o rachetă să fie mai animat, gen, ca și cum s-ar duce, gen, cum e la bloc, să trage așa cu o rachetă sau somn și știi, dar nu, sper să, sau măcar să fie doar un asteroid, pentru că tot e lunar, știi, dar de ce ar pune un morcov sau o rachetă, bine, racheta arată ca un morcov albastru, de ce mă întreb, în fine, deci racheta arată ca un morcov albastru, dacă mă întrebați pe mine, nu știu la ce ar trebui să arate, dar, na, e o capsulă ceva, nu știu, sper să știi. Și sunetul de la super, tot super, să știi. Nu, bun, deci cam atât a fost cu acest episod, eu am fost Horizon. Dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să vă abonați la canal. Și dacă sunteți noi pe canal și vă place contentul tot, nu uitați să vă abonați la canal, pentru că o să vă placă sigur contentul pe care fac și tot așa, băieți. Deci, da, eu am fost Horizon și ne venim data viitoare. Salut!